Revoltă majoră în localitatea din Brașov, unde un urs a atacat doi oameni. O fată de 14 ani, însărcinată, și un bărbat de 68 de ani au ajuns la spital după ce au fost mușcați de animalul sălbatic. Acestea sunt imaginile surprinse în localitatea Grizbav din județul Brașov, acolo unde ursul a intrat în mai multe gospodării și a atacat un bărbat și o fată de 14 ani însărcinată. Prima dată a dat atacul în gospodăria unui bărbat de 68 de ani. Omul s-a dus în spate, în curte, să-și închidă găinile și s-a trezit cu matahala de urs care l-a și atacat. A ieșit în țada principală, ce a ieșit în cale? Aras. I-a ieșit o săracă fată de 14 ani, gravidă, în luna 6-a, i-a ieșit în cale. I-a tras una, era lume multă pe stradă, se putea întâmpla o nenorocire. Rugăm autoritățile de la București să schimbe orice se poate schimba, să ne ajute, că așa nu se mai poate trece. Pentru că s-a trezit cu namila în spate și l-a sfâșiat, deci urechea e dezlocată și de aici o bucată de carne. Niște vecini de aici au început să dea petarde. Speriat de zgomot, ursul a fugit pe strada principală din localitatea Grizbav, unde i-a ieșit în cale copila de 14 ani, însărcinată în 7 luni. Animalul s-a năpustit pur și simplu asupra ei și a provocat mai multe răni pe corp. Vinea către acasă, de la soacră, să cânteam încă o tâlcită ursul, să... Nu mai știam de mine, nu mai... Am fugit așa. Mi-e frică să mai ieșim pe stradă. Am venit de la fată, de la spital, mi-era frică să mai mă duc acasă, să nu intru la copii în casă. Domnule guvernator, vă rugăm frumos, luați măsuri împotriva la urși ăștia să vină să-i omoare, că nu mai putem, nici copii nu-i mai lăsăm la școală, de cauza că poate îi atacă. Satul e în prag de revoltă. Oamenii ăștia sunt terorizați aici de ani de zile de urși și până acum luau porci, luau găini, oricum îi terorizau pe oameni, dar văd că ursul a trecut la alt nivel și cu toate astea nu reacționează nimeni. Ministerul Mediului, domnul Fechet, oamenii de aici de lângă mine fac un apel la dumneavoastră. Obțineți acea autorizație ca să fie extrași acești urși. Că nu se poate. Mai puteți crește animale, că am înțeles că nu crește nimic. Vă rugăm să faceți ceva pentru că cu urși nu se mai poate. Pentru că avem oameni care fac naveta să scoală dimineața la ora 5, merge la servici la Brașov, le frică să meargă pe... Mergeți cu furcile după voi. Cu furcile și conducem oamenii la autobuz. Noaptea trebuie să stau cu purta. Stați puțin, înțeleg că după toate astea l-ați văzut azi. Da, doamne, și acum de o jumătate, o oră în târziu, au fost pe stradă la noi cu ursul, cu puii după ea. Dar ce facem, doamne, că omoară copii, ne omoară oameni, intră peste noi. Aici e problema. Că pe strada principală, care e circulat, iluminat public tot și tot avem de plăceri de genul acesta. Pericolul există din cauza la ONG-urile astea care zice nu vă atingeți de cutare, dar ei stau în bloc și stau la birouri acolo și de acolo am și câinii noștri dacă latră, mă duc să văd de ce. Dar ei latră ca să-și ia banii. Bărbatul de 68 de ani a ajuns la spital și a fost băgat direct în sala de operație. Pe mâna medicilor a ajuns și copila însărcinată. Din fericire, rănile provocate de animal nu-i pun viața sau evoluția sarcinii în pericol. În România, în ultimii 20 de ani, 29 de oameni au fost uciși de urși și 274 de persoane au fost desfigurate. În numai 5 ani s-au înregistrat 6400 de apeluri de urgență prin care s-au sesizat atacuri asupra omului. Colegul meu, reporterul special Cătălin Grădinaru, se află alături de noi într-o transmisiune specială de acolo. Oamenii au format potere să se apere de urs, au pregătit lopețile și făcliile, iar copiii tremură în case. Cătălin, ce se întâmplă acolo? Bun găsit. Ce să spun? Oamenii sunt în pragul revoltei. Eu am fost acum 3 ani aici și cu același domn primar. S-a încercat totul, absolut totul. După ce le-a mâncat la oamenii ăștia porci, găini, iepuri, tot ce a prins ursul, acum a trecut la alt nivel. Îi ia pe oameni din curți. Uite-te în spatele meu aici, sunt numai o parte, dar majoritatea oamenilor din acest sat sunt terorizați. Nu mai pot merge pe stradă.
nu mai pot duce copiii la școală. Uite, eu lângă mine o doamnă care nu se mai duce la servici. Cu greu se duce la serviciu. Tot facem apel la Ministerul Mediului. Ministerul Mediului zice că nu poate el să dea această aprobare, că numai Academia. Și la Academie, ăla care ar trebui să dea sau cine, e specialist în ciuperci. În ciuperci. Și nu știm dacă ciuperci are legătură cu ursul. Suntem într-un cerc vicios. Un om a fost desfigurat. O fată de 14 ani a fost luată de pe drum, de urs și împinsă într-un șanț. Ce facem? Domn primar, ce facem? Că aveți, uite ce aveți aici în spate, revoltă. Această problemă o avem de peste 3 ani. Am tot încercat să soluționăm această problemă. Fiind o problemă națională și pe nivel de localitate, comuna Crisbav are 1991 de hectare de pădure și are peste 100 de capete de urs. Deci peste 100 de urs avem. Nu e mult, este foarte mult pentru zona noastră. Este și problemă națională. Noi avem o solicitare la APM pentru a obține din cota alocată pentru anul acesta de un exemplar. Și acel exemplar ne-ar ajuta. Și acel exemplar ne-ar ajuta. Ăsta care a trecut aseară și a făcut ravagiile, măcar ăsta să fie... Nu executat, domnule, că nu vrem să moară urci. Hai să zicem, luat cu elicopterul, da, sufocat cu perna, nu știu... Să-i dea un ceai calmant guvernul, numai să-i lase pe oamenii ăștia să trăiască. Pentru că, uite, avem adolescenți. Laurențiu, vino încoace. Avem copii, frate. Ia, uite, Laurențiu a avut a face cu urși. Spune-le, Laurențiu, tu ca adolescent, ce crezi, frate, despre asta? Bună seara, mă numesc Lingura Laurențiu. Da, trebuie să facem ceva cu urși din privință că suntem adolescenți, dimineața lumea merge la muncă la autobuz și trebuie să facem ceva să rezolvăm acest caz înainte să mai întâmple o victimă sau nu știu mai ce. Uite, spune ceva foarte interesant la Olenciu. Păi așteptăm să facă o victimă, să moară cineva? Deja un om a fost desfigurat. Ce mai așteptați, bă, fraților, să facă, domn primar? Neapărat, trebuie să rezolvăm această problemă. Păi, stați un pic, Cătălin, dacă mă auziți. Spuneți, domn primar, vă rog. N-am auzit nimic. Stați, haos acolo. Deci, satul e în pragul revoltei? În orice caz, trebuie să ne ajutați. E un coșmar, trebuie să scăpăm de acest coșmar. Domn primar, mă auziți? Am văzut că ați făcut apel la autoritățile guvernamentale să vă aloce din cota de vânătoare pentru anul ăsta măcar un exemplar. Și eu vă întreb în mod concret, scăpați de unul dintre ei, de ăsta periculos, dar restul de 99 nu mai mănâncă oameni? Aveți perfectă dreptate, dar acum, la momentul actual, ăsta este cel mai periculos. Cel mai periculos. În rest avem dăsea care... avem probleme în câmp, la producție, la porumb, la astea, dar în localitate e asta singură. Cătăline, a intrat peste un om în curte, la numărul 86. Omul s-a dus să dea la găini. Și când se dă la găini, vedea ursul și i-a smuls fața. Asta este adevărul din teren. Că birocrația de la Academie, că nu știu ce... Asta este adevărul, de aici oamenii ăștia nu mai pot merge cu pâine, că iau ori pâine. Și să mergi pe stradă. Și vă dați seama, este strada principală unde s-a întâmplat această problemă. Deci e un risc imens și să te duci. Acum dacă ieșim pe străzile laterale, nu mai circulă nimeni. Păi, acum, Cătăline, stai un pic, dacă mă auzi. Dacă ar veni acum, ar fi... Da, vă rog. Pe asta vreau să te întreb, dacă până vine aprobarea de la Academie, de la ăla cu ciupercile, vine ursul în seara asta, ce face? Iese lumea cu potera și dă în cap, ce face? Îi dăm ciuperci. Ce să facem? De 3 ani de zile. Deci, acum 3 ani de zile am avut o problemă foarte gravă. În localitate aproape că n-am mai avut animale.
No, toate ne-au fost luate. Și ce, cum am rezolvat această problemă? Tot noi am fost atunci. Dacă tot cu exact. Domnul Cătălin, deci făceam pază obștească. Deci am făcut, oamenii stăteau pe stradă și efectiv stăteam de pază. N-am avut ajutor din altă părți. Acum e jandarmeria cu noi, da, aici. Acum jandarmeria, corect. Poliția, deci toți sunt... Dar sunt legați de mâini și de picioare, că dacă domnul care studiază ciupercile nu spune, da, pot să mai vină urși să ia ce vor ei, nu știu, oameni, vite, că ei sunt, e ursăria, nu e România, asta e clar. S-a ajuns departe. Prea departe. Prea departe. Prea departe. Totuși, nu putem să fim dominați de ONG-uri care le impun acestor miniștri de la mediu să nu facă. Facem un apel la domnul Fechet. Faceți și dumneavoastră un apel la domnul Fechet. Facem un apel la domnul ministru să ne ajute și să scăpăm de acest coșmar. Este un coșmar, să știți. Hotărâți-vă să mor mulți! Da, vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi, Cătălin. Aveți grijă acolo, nu puneți neapărat mâna pe furci, ci pe topoare, că nu știu dacă în lupta dreaptă cu ursul învingeți voi. Sau nu, una peste alta poate să găsește totuși o soluție. Habar n-am care o fi aia la București.